Pe arbitrul acestei partide, UTA, spuneam, va juca din nou contra celor de la Concordia Chiajna, un meci care este programat marți, o restanță contra celor de la Concordia Chiajna. Astăzi este duminică, vor juca marți la ora 2, deci la aproximativ 48 de ore. A fost o neînțelegere în stabilirea acestei restanțe. Concordia a cerut să joace marți, UTA a acceptat neștiind că va juca, însă la momentul respectiv, neștiind că va juca duminică împotriva Farului, astfel că va avea doar 48 de ore de repaus trupa lui Giusi Balin, după care va intra din nou în teren, tot aici, la Arad, împotriva Concordiei marți de la ora 14, o situație mai puțin întâlnită totuși în fotbalul nostru. Repunere de la margine pentru Arădeni, acolo în fața porții a apăruse Buhăceanu, gata să împingă această minge în poartă. Și repunere de la margine pentru gruparea constanțeană. Lei pe teren propriu, Mielușei în deplasare, cei de la Farul. Chiar spunea Iani Zicu că trebuie odată și odată să rupem această situație, să începem să aducem puncte, să câștigăm și în deplasare, de ce nu chiar cu UTA, pe care Zicu nu o consideră o echipă obosită, chiar dacă spuneam, sunt 3 săptămâni de când joacă din 3 în 3 zile gruparea arădeană, nu o consideră o echipă obosită, ci mai degrabă rănită după ce a venit cu un punct doar din 2 deplasări la București cu Metalul Globus 1-1 și cu Rapid 0-2. Atac al arădenilor. Balonul ajunge la Buhăceanu, joacă imediat în dreapta pentru Tomozei, acesta mai departe din nou Tomozei, balon aruncat în careul lui Muțiu. Recuperează imediat Lorenzi, mijlocașul la închidere al UTEI, și este repunere de la margine pentru Farul. Vedem, este frig la Arad, clar, după cum sunt îmbrăcați spectatorii, dar pe de altă parte avem un soare, poate un soare cu dinți, dar oricum este o vreme mult mai prietenoasă decât ce avem noi în București. Întotdeauna vestul a fost mai altfel, mai mediteranean, dacă se poate spune așa. Pasează între ei constanțenii, a fost Panait de la Antoche, mai departe pentru Toma, se întoarce mingea în defensivă, Ursu în fiecare tabără, la oaspeți fundașul central, numărul 16, la gazde, mijlocașul de bandă dreaptă, numărul 7. Fostul jucător al lui Ucluj, ursul al arădenilor. Arădeni care ieri au perfectat un nou transfer în perspectiva sezonului de primăvară. L-au adus de la Csíkszereda pe Sofian Jebari, un mijlocaș marocan de 24 de ani, cu care Balint a lucrat pe vremea când el pregătea pe Csíkszereda. Spunea Balint că este un număr 10 veritabil, un mijlocaș ofensiv, un tip de jucător pe care în momentul de față UTA nu l-are. Centrare din nou în careul lui Muțiu. Gata să pună capul acolo Antoche, îi reproșează lui Muțiu că nu a strigat. Și Canda, trecut și el pe la UTA într-un trecut nu foarte îndepărtat. Repune Panait de la margine pentru formația constanțeană, formație care se gândește la, și nu că se gândește, chiar au apărut deja primele semne că se încearcă o modernizare a stadionului. Au fost aduse 2000 de scaune noi,
schimbate de culoare albastră, se încearcă o cosmetizare a arenei din Constanța, una care se află într-o stare totuși ridicată de degradare. Despre UTA, legat de stadion, se știe în primăvară, se pare în aprilie, va fi dat în folosință, va putea juca pe noua arenă a Aradului. O minge bună a fost această pasă pentru Isaac, apăruse acolo. Nu, n-a fost Isaac, a fost Oroian, jucătorul cu numărul 11. Pe UTA o așteaptă un program foarte greu, dar sigur și pe Farul. Spuneam despre UTA, va juca marți, restanță, peste două zile aici, tot la Arad, împotriva Concordiei Chiajna. Cu acel meci, practic, se va încheia sezonul de toamnă în Liga 2. Nu, va mai fi o restanță miercuri, Dunărea Călălaj Rapid, și se va încheia sezonul de toamnă, tot cu restanțe. Se va încheia turul, se vor mai juca însă două partide din retur, în afara amintitei partide împotriva Chiajnei. UTA va juca runda viitoare în deplasare, duminica viitoare, la Călăraș cu Dunărea, iar în ultima partidă a anului, acasă cu Petrolul. Așadar, două partide dificile la început de retur, aceasta cu Călărașul și apoi la Farul Constanța, în deplasare cu Călărașul și acasă cu Petrolul. La rândul său, Farul o întâlnește etapa viitoare pe teren propriu, pe Rapid, apoi joacă la Călăraș împotriva Dunării. Bine, dacă le punem la socoteală, cel mai greu programul are Călărașul, dar ea nu intră în discuție pentru această partidă. Restanța cu Rapid, apoi acasă cu UTA și în deplasare la Constanța. Minge care s-a vrut în flancul stâng, balon care iese însă în afara terenului de joc. Foarte multe restanțe a avut UTA, 4 la un moment dat, 4 restanțe, dar până la urmă ea este, să spunem așa, principala vinovată de aceste reprogramare a acestor partide. A avut jucători la lot, deși dacă ai 2 jucători convocați la lot, ai dreptul poți să-ți amâni întâlnirile. A făcut-o de fiecare dată și s-a trezit cu acest program foarte încărcat. Acolo. Nu Lică, ci Florin Ilie, fundașul central al UTEI. Între timp, balonul în posesia lui Muțiu, care degajează, încă nu am avut ocazii în această partidă. Repunere de la margine pentru formația gazdă. Face Bustea, l-a căutat pe Ursu. Ursu se pregătește el acum să repună. Octavian Ursu, jucătorul UTEI. Ionuț Ursu este din coace la Farul. Oroian, nu iese această preluare, reprimește Oroian, bună pasa! Ce ocazie are Bucăceanu! E drept, unghiul cam închis din care a șutat fotbalistul adus de la Aerostar Bacău, ăsta aripile. Dar nu e chiar atât de închis, e undeva pe colțul lui 6, chiar un pic în afara acestui careu mic. Era o poziție bună de aici, în mod normal, măcar prins poarta. A trimis pe lângă, la colțul lung, Bucăceanu. Recuperează Constanțenii. Și minge pe care o întoarce Melinte către portarul Iacob.
mai bună apărare o are UTA în acest sezon, doar 12 goluri primite de către gruparea pregătită de Gyösi Balint. De asemenea, cel mai bun atac, 32 de goluri înscrise. Cele mai multe victorii, 9, cele mai puține înfrângeri, alături de Miovenie. Câte două, cam toate superlativele merg către echipa arădeană în această primă parte a campionatului. Echipă care a anunțat că obiectivul este promovarea în vară în Liga 1. Ar fi un eveniment special, mai ales când va fi gata și noul stadion. Pentru formația oaspete după acest faul pe care l-a făcut Isaac, da, foarte ușor ca de Constanțeanul. În sfârșit am trecut de primele 10 minute ale acestei partide, ritmul nu este unul deosebit. UTA și-a creat însă o mare ocazie până acum, aceea cu Buhăceanu, care n-a prins poarta. Buhăceanu, al doilea golgheter al echipei, 9 goluri înscrise în acest sezon. Golgheterul principal este Ciprian Rus, vârful, cu 11 goluri, așadar 20 de goluri împreună, 20 din 32 câte a marcat UTA, ceea ce înseamnă că atacul își face din plin datoria la formația arădeană. Vedem acest atac al UTA-i. În dreapta este Oroian, pasă pentru Buhăceanu, încearcă să scoată cam înaltă această minge, totuși reușesc acolo cumva arădenii să trimită spre poartă. Apăruse Lorenzi. Este un jucător cu o talie deosebită, în ciuda detentei trimite peste. Din nou atac aici în dreapta cu Tomozei, atac arădean. Tomozei încearcă să-și facă această minge, dar încearcă până o pierde. Da, asta nu este pasă pe care a încercat el să o trimită spre Crucieru, aproape inexistent până acum. Patrick Petre. Senzația, chiar Patrick Petre a blocat ceva mai devreme această încercare de centrare. Șutul lui Oroian și reușește să prindă Muțiu. N-a fost un șut grozav, dar a fost o încercare a lui Oroian. Iată, aproximativ 25 de metri, minge moale. Nu știu dacă stângul este piciorul său de bază, dar dacă nu este, e de apreciat că a încercat și asta. Comis de Lorenzi acolo. Cel faultat este greu. Da, îl calcă acolo, însă fără intenție, pe greu, pe Răzvan Greu. Un sfert de oră din această întâlnire. UTA este echipa care, evident, conduce ostilitățile. S-a apropiat de câteva ori foarte periculos de poarta lui Moțiu. Dincolo farul, nicio jumătate de ocazie până acum. Parcă o confirmare a faptului că marinarii, așa în ghilimele, reprezintă o trupă care în deplasare nu prea simți că există.
Patrick Petre, deposedat între doi adversari, a fost jucătorul celor de la Farul. E offside. Era offside aici, sigur că da, la Buhăceanu. S-a văzut puțin până acum Rus, capitanul UTEI, spuneam principalul marcator. Numai pe sus asta, mingea vreo 6-7 schimburi între jucătorii celor două formații. Spunea Ionizic în conferința de presă dinaintea acestei partide că suntem la jumătatea clasamentului, acolo aproape de grupul fruntaș, dar și aproape de grupul echipelor aflate în bătălia pentru evitarea retrogradării. Legi 2-3 rezultate pozitive, ești sus, ai 2-3 meciuri în care nu câștigi, ajungi jos. Un campionat într-adevăr foarte strâns acesta și foarte interesant, cu atâtea și atâtea echipe de tradiție strânse în acest sezon în Liga 2. Tomozei pentru Oroian va fi minge în afara terenului de joc, pentru că avem timp. Rezultatele înregistrate până acum în această rundă, ultima a turului, partide jucate ieri, nu s-a încheiat etapa. Daco Getica Rapid nu s-a jucat, se știe, Daco Getica s-a retras din campionat. Dunărea Călăraș Metaloglobus 3-1 după 0-1 la pauză. Cixere de Fece Arge 0-0, Ripensia Viitorul Pandurii Târgu Jiu 0-0, Sportul Znagov CSM Reșița 3-3, Pandurii Târgu Jiu Concordia Chiajna 0-0 și Universitatea Cluj ASU Poli Timișoara 0-0. Se joacă astăzi UTA Farul, mâine la Ploiești Petrolul Gloria Buzău. Etapa se încheie marți, turul se încheie marți, nu, doar etapa se încheie marți, Mioveni, Turii, Soltul, Sfântul Gheorghe, iar miercuri odată cu restanța Dunărea Călăraș și Rapid se va încheia și turul. Aminteam, marți, altă restanță, UTA joacă aici cu Concordia Chiajna. Pe eFortuna ai fotbal cu meciuri live și cote tentante pe cele mai tari evenimente. Intră și joacă pe eFortuna.ro. Un singur ecran, o lume de câștiguri. Încă o fază de construcție care nu le iese arădenilor, greșesc însă și constanțenii, o pasă greșită de către Toma. Repun cei de la UTA. Pasa lui Melinte a fost mai devreme pentru Isaac. În stânga, Bustea schimbă partea. Interesantă pasă pentru Tomozei, care își depășește adversarul. Centrare dintr-o bucată cu piciorul stâng și este corner. Lică este cel care trimite în afara terenului de joc în corner. Lovitura de colț, UTA, vin fundaș și central, și Florin Ilie și Melinte. Ilie și Lică au fost colegi sezonul trecut la Znagov, acum unul e la UTA, celălalt la Farul. Am și văzut acolo pe Florin Ilie, luat în marcaj de către Antoche, se execută undeva pe 6 metri, balon respins. Ursu caută poarta, mingea trece pe lângă. Aminteam mai devreme rezultatele din această etapă. În clasament, UTA e lider, 32 de puncte. Pe locul 2, CSM Mioveni, 31. Pe 3, Rapidul, tot 31 de puncte. Pe 4, Petrolul, 30 de puncte. 5 este Turis, 29 de puncte. 6 și 7, Metaloglobus și FC Argeș, câte 27 de puncte, așadar cât de strâns e clasamentul, 5 puncte între locul 7 și prima poziție, 8 ASU Poli Timișoara,
25 de puncte, tot 25 are Farul, care e pe 9, Gloria Buzău, Universitatea Cluj, Viitorul Pandurii Târgu Jiu și Dipensia Timișoara au câte 23 de puncte, apoi pe 14 Călărașul cu 22 de puncte, Chiajna locul 15, primul deasupra liniei, are 21 de puncte, vin apoi echipele sub linie, dar nu, s-a dus faza asta un pic. Cixereda are 21 de puncte pe locul 16, Reșița 17 puncte, poziția 17, Sportul Znagov, locul 18 cu 9 puncte, pe 19 este Pandurii 8 puncte și ultima poziție, Dacu Getica, ale cărei rezultate nu mai contează, iar retrăgându-se la jumătatea acestui tur de campionat. Acolo în colțul terenului și este repunere pentru Farul din jumătatea adversă, chiar din preajma careului advers. O va face Cană, aștept o nouă minge, cred că era spart, s-a spart cealaltă. Da, balon aruncat în careu, în careul Utei, se degajează imediat de acolo, a făcut-o Lorenzi. Și o preluare foarte bună, o preluare pe poziție viitoare a lui Ciprian Rus, deposedat însă de către Canda. Repunere pentru Constanțeni, care parcă au echilibrat jocul așa în ultimele minute. În ultimele puține minute, totuși. Antoche, apoi aici pentru Panait. Este și o problemă mentală la jucătorii Farului, faptul că nu reușesc să câștige în deplasare și că se întorc de obicei cu câte un punct, nu de obicei, ci în trei rânduri s-au întors cu câte un punct, de alte 6 ori au pierdut. Iată, 7 meciuri afară pentru Farul. 7 meciuri acasă pentru Farul în acest sezon de toamnă. În schimb, au avut și au Farul are, aceasta este a 10-a partidă în deplasare pentru Constanțeni. Au avut 9 acasă, dar cea cu Dacu Getica s-a anulat, a rămas 8, va juca mai mult în retur pe teren propriu, un retur care va începe la sfârșitul acestei luni, pe 30 noiembrie. Lovitură liberă, nici șut, nici centrare pentru UTA. UTA a jucat puține meciuri pe teren propriu, 7, acesta este al 8-lea, sigur și ei au jucat pe teren propriu cu Dacu Getica și ei vor juca mai mult în retur acasă. E un avantaj. Începe să lege cât de cât Farul. Da, tocmai acum greșesc. Probabil că Moise, Alexandru Ioniță, Niculescu, cei care sunt pe bancă la această întâlnire, vor juca marți împotriva celor de la Concordia în restanță. Execută această fază fixă undeva pe bara a doua. E fault acolo. E un fault pe care îl comite Melinte în încercarea de a își împiedica adversarul să urmărească balonul, astfel încât acesta să ajungă la coechipierul plasat în dreapta. Era aici fundașul Tomozei.
fault comis asupra lui Dan Panait. Au trecut de jumătatea primei reprize. Pasă direct în afara terenului de joc. Același Panait. Reușește să lege jucătorii UTEI. Melinte joacă acasă. Celălalt fundaș central, Florin Ilie, primind de la portarul Iacob, un jucător adus de UTA în această vară. Jucătorii aduși de Laszlo Balint, de antrenorul Laszlo Balint. Am făcut din UTA o echipă competitivă, jucătorii aduși pe criteriile sale, care jucătorii care îi respau, ce intrare aici, ce intrare agresivă din partea lui Cană. Sigur, s-a dus la minge, dar risca să-l accidenteze pe Ursu cu intrarea asta. Ursu acum, balon aruncat în careu, e corner, este corner acolo, a fost intervenția lui Lică, cel care a trimis în afara terenului de joc. Un veritabil turn de control Lică în careul său. Oroian de la colțul terenului. Unul dintre juniorii UTEI. Reprimește... Centrarea a fost atac întârziat asupra lui Oroian. Atac întârziat care, iată, vine din partea lui Toma. Încă nu-i arată, încă nu scoate cartonașul galben Ilieș. Bine, cred că arbitrul ăsta, ba da, îl arată. S-a speriat puțin Adrian Ilieș de strigătul lui Oroian. Îl vine cu talpa undeva pe tibie, dar nu are niciun pic de intensitate. Era mai degrabă din inerție, s-a dus piciorul acolo, piciorul jucătorului de la Farul. Lovitură liberă așadar de aici, de pe flancul drept pentru UTA. Ursu e cel care execută. Și da, probabil că Oroian e jucător de picior stâng. Mă referam la acel șut de mai devreme, din startul partidei. Joacă în dreapta, jucător de picior stâng, Ursu în stânga, de picior drept. Astfel încât să poată intra în centru, ambii să poată intra în centru, să dea la poartă. Degajat departe de Panait, Oroian își face această minge, o pasă nu tocmai grozavă, la leargă acolo. Oroian puțin pe Bustea, fundașul stâng al UTEI în această partidă. De obicei acolo joacă Miculescu, juniorul Miculescu. Oroian din nou, cam înceată pasa la urcarea lui Tomozei. Respingere greșită până la Rus, nu e o centrare grozavă. Buhăceanu era undeva mai în spate, n-avea cum să ajungă la acest balon. Și am ajuns în minutul 30. UTA n-a mai avut ocazii în ultimul sfert de oră. Și a creat atunci în primul sfert de oră ocazii cu Buhăceanu în două rânduri. Mai fost șutul lui Oroian, au mai fost câteva centrări periculoase, în rest nimic, cel puțin Farul chiar n-a avut nimic.
o echipă care se mulțumește să paseze aici la mijlocul terenului. Faultat greu. Lică trimite această pasă spre Canda, care nu atacă mingea, fuge de contactul fizic jucătorul celor de la Farul. Sus din nou aici Ionuț Ursu cu pasa asta, este faul și fluier Ilie și ar fi vrut avantaj cei de la UTA. Ciprian Rus, jucătorul faultat. Golgheterul ligii a doua, nu numai al UTA-i, Ciprian Rus cu 10 reușite, 11 reușite la egalitate cu Voinea de la Ripensia Timișoara. Tot 11 reușite, evident, și pentru Voinea. Voinea are 11 din 20, câte a marcat Ripensia, mai bine de jumătate, am scris. Cu 10 goluri, Valentin Alexandru de la Buzău și Blejdea de la FC Argeș, dar și Ovidiu Herea de la Metalul Globus. Apoi cu 9 goluri, Arnăutu de la Petrolul, Buhăceanu de la UTA, Rusu de la Dunărea Călăraș. Și această minge, Răzvan Greu și o preia ca o pasă lungă, dar către nimeni, nu e nimeni acolo. De fapt, e doar portarul Florin Iacob și acesta mai departe, preluare frumoasă a lui Oroian, care calcă pentru Tomozei, ar fi vrut el, până la urmă a călcat pentru Antoche, câștigă totuși Tomozei acest balon, încearcă să descurce, să scape de Antoche, o centrare în careul de 16 metri. Un pic de presiune acolo, încearcă să pună UTA pe adversara sa. Încă o dată Oroian. Isaac încearcă să pătrundă cu acest balon greu, însă așa. E un pressing care dă roade. E fault, însă. Iertă-mă în halul ăsta. E genial, e cel mai tare joc de anul ăsta. Băi, Vlăduțe, încep să mă calci pe nervi. Joacă cele mai Vlad clasice jocuri numai la Vlad Casino. Ilie va repune balonul în joc pentru Farul Constanța. Patrick Petre inexistent, dar fiind existenți au fost cam toți jucătorii ofensivei UTA-i, ai Farului, să le spunem așa, ofensivi. Patrick Petre, Toma, Canda, Cruceru, măcar ultimii trei au venit și au ajutat în mai multe rânduri și defensiva. Patrick Petre, care stă mai mult în față, n-a avut minci, n-a avut baloane. Poate jucători de viteză, îi plac spațiile mari, spațiile de contraatac, dar dacă n-ai mingi, ce să joci? Canda, iată ce pătrundere a lui Canda acolo. Până la urmă însă iese cu balon în afara terenului de joc, dar o acțiune curajoasă a fotbalistului de la Farul. Își depășise adversarul, n-a avut însă cui pasa în momentul acela, în momentul în care pătrunsese, era undeva Petre pe la marginea careului de 16 metri, dar nu-i putea pasa în zona în care se afla acesta. Tomozei greșise, îi revine însă balonul, acum Petre pune jos această minge. Joacă aproape pe Răzvan Greu, șut periculos.
Șut periculos, n-a apucat să ia pământul în fața lui Iacob. Cred că asta a intenționat greu. Iacob a reușit să rețină. S-au ciocnit acolo cap în cap Buhăceanu și Florin Ilie. Da, îl lovește, Buhăceanu se duce și îl lovește pe Ilie, sigur, fără intenție. Noi revedem șutul din afara careului al lui Răzvan Greu. Florin Iacob este însă cel mai sigur portar din Liga a doua. Portarul, de fapt, care a primit cele mai puține goluri, doar 12. În cele 16 partide jucate până acum de formația arădeană. Arădeni, de fapt suporterii obișnuiți, galeria este situată într-o altă parte, galeria UTEI care își însoțește echipa și în deplasări. De altfel, cam asta se întâmplă cu toate echipele astea de tradiție care populează Liga a doua. Vorbim de UTA, de Rapid, de Petrolul, de ASU Poli Timișoara, de Farul, parte dintre fanii Farului, de Ucluj. Galerii, suporteri care vin și însoțesc echipa și în meciurile din deplasare. Și ce e Argeșului, nu i-am amintit. UTEI, totuși între jucătorii de la UTA a fost acolo Ursu. Repune Bustea. Lorenzi recuperează. Melinte. Pasat Ilie. Încearcă o trecere spectaculoasă, Ursu nu iese. S-a încercat o angajare în adâncime, dar cred că era prea în adâncime, prea aproape de linia de fund și e lovitură liberă pentru Farul. Faultat în acea zonă a terenului. Patrick Petre. El vine, ajută și defensiva. Sunt momente în care Patrick Petre se lasă în dreapta și vârf devine Bacrucerul, Bacanda, Toma, în funcție de poziționare, în funcție de fază. UTA câștigă acest balon, se joacă tare, dar la minge. Și chiar dacă Ianizicu spunea despre jucătorii UTEI să nu ne bazăm pe faptul că sunt o echipă obosită, sunt mai degrabă o echipă rănită. Cred că UTA acuză, n-are cum să nu acuze o stare de oboseală la nivelul ăsta. Să joci tot timpul 3 meciuri pe săptămână nu e ușor. Oroian de la colțul terenului. Lovitură de colț, așadar, pentru gruparea lui Giusi Balint. Vine și Florin Ilie, fundașul central. A venit și Melinte, sunt convins, acolo în careul oaspeților. Execută Oroian înalt, deviere, dar nu este cea mai bună deviere. A bătut undeva pe colțul scurt și probabil Lorenzi este cel care a lovit balonul cu capul. Spuneam de Romario Moise, probabil, nu probabil, ci cu siguranță menajat după ce s-a cam resimțit după ultimele meciuri jucate. Dar dacă va fi nevoie, probabil că Balint va
apela la el în partea secundă. Ian Izicu, la primul sezon ca tehnician la echipă de seniori. La început de drum în cariera de tehnician, Ian Izicu. Rus este jucătorul faultat aici, atât ce intrare are Răzvan Greu. Melinte, nu există mișcare în rândul echipei arădene, nu există mișcare a jucătorilor, nu sunt jucători care să-și caute poziții în care să primească acest balon. Oroian acum fault, comis din nou de către Greu. Ca multe faulturi comise de mijlocașul Farului. Aici, practic, forțează acest fault. Oroian, lovitură liberă, sunt undeva peste 25 de metri acolo, dar o execuție bună, iar putea crea probleme lui Muțiu, asta dacă nu cumva se va prefera o centrare. Nu știu dacă este chiar poziție centrală, vom avea un cadru mai larg și vom vede exact poziția, dar când ai patru oameni în zi, da, probabil e o poziție din care poți să dai la poartă. Aici, la prima bară, la colțul scurt, arată bine colțul ăsta scurt. Ursu aici încearcă să dea, însă prea înalt. Rămâne 0-0 UTA Farul când am intrat în minutul 43. Foarte multe întrerupere ale jocului. Timpul trece, UTA nu înscrie. E așa ușor irascibil arădenii. Încă o dată revedem lovitura liberă lui Octavian Ursu, însă mult, mult peste. Celălalt urs, Ionuț, de la Farul, a pasat greșit. Oroian controlează acest balon. Tupeu, are tupeu puștiul. Bustea, pătrunderea fundașului stânga, un fundaș stânga improvizat, e jucător de picior drept. Tomozei. Oh, larg driblingul, a avut noroc prin faptul că a fost ajutat de un coechipier. Din nou Tomozei, no, altă pasă greșită. Au ieșit frumos cei de la Farul și o minge pentru nimeni, probabil pentru Patrick Petre s-a vrut, dar era pe cu totul și cu totul în alt culoar se angajase Patrick Petre. Și pasa oricum a fost foarte tare. A ieșit Iacob în afara propriului careu, Melinte se complică un pic acolo. Încă un fault. Crucierul este cel care îl comite asupra lui Melinte. Orice s-ar spune, UTA apare ca o echipă totuși obosită. N-are ritm. Nu are ritmul pe care l-am văzut în până acum, hai să zic, până acum 3 săptămâni. Oroian trece, intră în careul oaspeților. Șut și ce ocazie! Ce ocazie are UTA aici în ultimul minut al primei părți. Vom revedea această fază. Cred că tot Lică e cel care intervine, pune piciorul acolo. Iată, Buhăceanu și da, Lică
îi blochează această minge. Isaac a pasat pentru Oroian. Este offside. Este offside. Era o centrare bună aici a lui Oroian din dreapta cu piciorul drept. Remarcabil. Lovește minișor mingea cu ambele picioare. Canda. E offside. E offside aici la Patrick Petre și probabil vom auzi fluierul de final al primei părți. Da, fluier Adrian Ilie și cu tafarul 0-0 la pauză. Revenim cu startul părții secunde. Aici este istoria. Aici este pasiunea. Aici sunt derbiurile. Aici joacă românii. Casa pariurilor, Liga a doua. Noi credem că e bine să ții pasiunile la îndemână. Pe eFortuna ai mereu cote tentante pe meciurile din cele mai tari sporturi și evenimente live. Aici găsești spectacolul fascinant al jocurilor de casino sau adrenalina competițiilor virtuale. Descoperă-le pe toate! Intră și joacă pe efortuna.ro. Un singur ecran, o lume de câștiguri. Come on, come on, come on. Textura crocantă a ciocolatei negre. Mângâierea caldă a lichiorului.
și nu te opri. Dar hai de farine, mereu te vom iubi. Vrem să știe toată lumea, la Constanța e mereu galeria ce te iubește și la bine și la greu. Ale, 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 îmi ești în suflet farul. Mare și blindate americane, nu ne frică de euro, nu de tari.
vid să-ți revii la realitate. Crezi că le știi pe toate? Eu te invit să-ți revii la realitate. Crezi că le știi pe toate? Eu te invit să-ți revii la realitate. Crezi că le știi pe toate? Eu te invit să-ți revii la realitate. E înșelătoare, e amețitoare. Realitatea e nu calculatoare. Dale, 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 clandestin, ca un străin în lumea lor, știi bine că sunt un simplu anonim. Nu fac parte din niciun clan, n-am brigadă, n-am gabor care mă scapă când o fac lată. Merg pe stradă, poți și normal, nu fac scandal, nu-mi grob când sunt de vreun lăutar. Nu iau vreun ban de la vreun politician care vrea să-i fac concurența în spital. Like, ridicat, nici bazat, clandestin în lumea lor este păcat. Că după ce te lasă lat pe jos în stradă, pleacă cu o amendă și-și văd de treabă. Ce e mai ciudat, copiii văd eroi, îi văd basac, văd basac, nu-i văd ca noi. Eu îl respect pe tata care n-ar fura un ac și dacă scade portofelul jos, ți-l a înapoiat. A doua. Revenim la Arad, pe stadionul Motorul, acolo unde Huta și Farul joacă în cadrul acestei etape cu numărul 19, ultima din turul campionatului. Nu s-au terminat însă meciurile din tur pentru arădeni, mai au o restanță marți, peste două zile, marți la ora 14, tot aici acasă cu Concordia Chiajna. Practic, miercuri se vor fi încheiat toate meciurile acestei runde plus restanțele și atunci va fi clasamentul la zi, clasamentul actualizat. O primă repriză controlată în mare parte de UTA, echipa care și-a creat ocazii, n-a reușit să confirme, nu foarte mari și nu foarte multe, dar a avut ceva ocazii. Dincolo, Farul aproape inexistentă pe fază ofensivă. Am văzut la marginea terenului pe Bodea de la Constanțeni, probabil va intra numărul 30, Bodea. Vom vedea și dacă s-a produs, dacă va ieși, cine a ieșit de fapt. Bodea e acolo la marginea terenului. Da, iese cu numărul 17 Toma, intră cu numărul 30 Bodea. Este prima schimbare din această întâlnire. UTA are lovitura de începere, așadar arădenii pregătiți de Giusi Balint în poartă cu Iacob, pe linia de fund Tomozei, Florin Ilie, Melinte, Bustea, la mijlocul terenului Oroian, Lorenzi, Isaac și Octavian Ursu. Lorenzi ceva mai retras, mijlocașul defensiv, în față Buhăceanu și Ciprian Rus. Dincolo, Farul Constanța, Ian Izicu antrenor, Muțiu în poartă, Cană, Lică, Ionuț Ursu și Panait în spate, Greu și Antoche perechea de mijlocași și centrale, apoi Crucieru, Canda și Bodea în față, vârf, măcar pe hârtie este Patrick Petre. Am văzut însă că alternează poziția aceea de vârf, ba Petre, ba Canda apare, ba Cruceru. Cel puțin așa s-a întâmplat în prima repriză. UTA 32 de puncte, primul loc în clasament, Farul locul 9, 25 de puncte. A ieșit balon în afara terenului de joc. Se semnalizează de la margine. N-a ieșit.
Nu știu ce a văzut asistentul. Mingea asta n-a ieșit. E greu să te uiți de la 50 de metri să vezi dacă e sau nu e un centimetru sau doi în afara terenului, ori e încă teren. N-a vrut să se complice. Acum Melinte, pasa pentru Oroian, repunere pentru Uta, care pare să înceapă hotărât această parte a doua. Bine strâng însă cei de la Farul acolo, recuperează mingea, nu pentru multă vreme. Oroian o ține în teren, Oroian vine centrarea, balon respins de către Lică. Ursu, Ciprian Rus își face această minge și nu dă deloc rău din poziția aceea și foarte, foarte strâns de adversari. Găsește totuși acest șut la poartă. Rămâne totuși, e 0-0. Am revăzut, iată, faza cu Rus. Dacă dă puțin mai plasat, puțin mai în stânga, nu știu dacă mai reușește să rețină balonul portarul Muțiu. Atacă Farul acum cu Bodea, noul intrat și e fault aici, sigur că da. La această intrare asupra lui Rus. Ține prea mult de minge jucătorul Farului, deposedat acolo. A fost Crucieru. În banda stângă, Bustea caută această minge lungă pentru Buhăceanu a fost. Repune din nou Bustea. A reprimit de la Isaac Bustea undeva pe bara a doua, dar nu era niciun coechipier acolo. Puneam că se resimte, sau cel puțin în prima repriză asta am văzut oboseala în rândul jucătorilor de la UTA, care au susținut foarte multe meciuri în ultimele 3 săptămâni. Mai au 3 meciuri și jumătate, adică repriza de aici plus restanța cu Chiajna marți și apoi ultimele 2 meciuri în campionat cu Dunărea Călăraș și în deplasare și cu Petrolul pe teren propriu. Aici foarte bună pasa! Pasă pentru Ciprian Rus, excelentă mingea trimisă de către Ursu. Cât de bine l-a găsit acolo pe Rus, care are o execuție total ratată. Ursu. Ce frumos au combinat până aici. Oroian în centru. Ursu. Gol! Gol UTA! Minutul 51. Arădelii deschid scorul. Ce frumos a curs această acțiune a formației gazdă. Pase din deviere. Balonul a ajuns la Oroian. A avansat minge în centru pentru Ursu, care și-a așezat balonul pe piciorul drept, piciorul de bază. Iată, Rus cu această deviere pentru Oroian, scoate în centru pentru Ursu. Minge pe piciorul drept, vede culoarul de șut și trimite la colț. Octavian Rusu marchează în minutul 51. UTA are 1-0. Cât de bine da aici Ursu. Spuneam, vede poarta, vede colțul, da acolo.
Joacă jos, joacă aici la margine Florin Ilie. E, să vedem replica farului acum în ofensivă. O ofensivă în care n-a existat în aceste 50 de minute. Poate acum, având nevoie de gol, să ducă mai mulți oameni acolo în față. Pentru faza ofensivă, farul, o echipă care joacă foarte bine pe terenul propriu. 7 victorii și un rezultat de egalitate acasă. În schimb, afară, doar 3 remize în cele 9 partide de până acum. Urcă acolo Tomozei, a încercat pasa asta pentru Buhăceanu. Buhăceanu care joacă ceva mai avansat decât Rus. Ar fi o victorie mare pentru UTA. Iar permite să respire altfel, de pe prima poziție, cu 35 de puncte. Vede contraatacul lui Canda. Și... Oh, se dă simulare la Canda. De revăzut această fază. Spunea fostul jucător al UTEI, Canda, a căzut ușor de lângă Melinte. Era foarte bine plasat arbitrul Adrian Ilieș. Ei, da, nu poți să dai penalti la așa ceva. E drept, are o mână pe umărul adversarului dacă dai penalti. Ca de obicei, ai acoperire regulamentară, dar în spiritul jocului, mai degrabă nu. Galben pe care îl încasează Diego Lorenzi. Patrick Petre. În sfârșit o minge utilă pentru o minge după care poate alerga și o poate ține în posesie. Deposedat însă acolo de către Bustea. Degajarea nu este chiar cea mai precisă. Cană. Minge în centru la Antoche, care trimite pentru Canda. Corner, Melinte. Da, faza în care Lorenzi a primit galben pentru o intrare anterioară. Corner, farul, Cruceru se duce să execute această lovitură de colț. Iacob dirijindu-și apărarea. Nu este un portar înalt Iacob, nu e un portar cu talie, dar are reflexe extraordinare. Și asta este principala sa calitate. Aici a fost un fault în atac. Pins din spate de către Lică, a fost jucătorul UTEI. Tomozei, fundașul dreapta, jucătorul cu numărul 26, și Iacob se resimte. Da, a deschis scorul UTA. Un meci de care s-au temut și se tem în continuare probabil foarte mult arădenii. Un meci crucial, pentru că e un meci care o poate distanța în clasament. Vine după o perioadă grea, mai are câteva partide înainte.
Am revăzut golul lui Octavian Ursu. Excelent, șutează acolo fostul jucător al celor de la U. Final de sezon în care meciurile s-au aglomerat, în care se joacă foarte mult. Final de sezon în care, cel puțin în ultimele etape, cel mai bun randament l-a avut Rapidul. 3 victorii și practic 10 puncte în ultimele 12 posibile. De asemenea, Poli Timișoara merge foarte bine. 11 puncte din ultimele 15 posibile. Poli a ajuns pe poziția a 8-a a clasamentului în momentul de față. Mugur Gușatu a reușit să facă acolo o treabă extraordinară din momentul în care a preluat cârma acestei echipe. Am văzut un banner și cu La Vechea Signora, bătrâna doamnă, da, UTA este bătrâna doamnă a fotbalului românesc. Încă o schimbare la Farul. Iese Cruceru și cred că intră Dumbia. Da, adică va Dumbia în locul lui Antonio Cruceru. Antonio Cruceru părăsește terenul, intră în teren cu numărul 18, Dumbia Madicaba. UTA încă n-a schimbat. Canda a pasat acolo. A fost cea mai bună transmitere a balonului și Lică nu se complică, trimite în afara terenului de joc. Cezar Zamfir, secundul lui Giusi Balint, a trimis pe teren această minge pentru jucătorii săi. A fost jucător la Progresul, la Rapid, la Dinamo, Cezar Zamfir. Antrenor cu portarii la formația rădeană este Gabriel Vasiliu. Minge pe care o întoarce acum spre propria poartă. Florin Ilie degajează un pic târziu. Iacob gata să fie blocat acolo de către atacantul Farului. Am văzut pe Melinte, crescut la Roma, Academia celor de la AS Roma. Pasă lungă pe acest atac al Constanțenilor. Bună respingerea lui Bustea pentru Melinte, fără om pe el. Gajare în față, Buhăceanu nu sare acolo în duelul cu Lică, măcar să-l fi jenat. Cană joacă aproape pentru noul intrat Dumbia. E retransmită lui Cană, acesta acasă pentru Muțiu. Atunci când a pierdut în deplasare, de fapt numai în deplasare a pierdut cele 6 înfrângeri, Farul a făcut-o la scoruri mici. 5-13 este golaverajul Constanțenilor. 5-13, adică un deficit de 8 goluri din 6 înfrângeri. Se complică Lica acolo. Încearcă un pressing de unul singur rus. Muțiu, Antoche. Iată, s-au dus cu acest pressing foarte avansat cei de la UTA și nu reușesc totuși să recupereze. Canda aici în duel cu Isaac, aici este fault și s-ar putea să vedem un galben, sigur că da. Este galben pentru Isaac în minutul 62. Nu se poate compara la viteză cu Canda. Vă
vedem pe Balint în spate, antrenorul Utei, dând indicații jucătorilor săi. Mai este totuși jumătate de oră din această partidă. Iată, 6 jucători ai Farului scoși din joc de această degajare de portar. Vinge pentru Buhăceanu, n-are curaj. N-are curaj să bage piciorul acolo înaintea lui Muțiu. Și pasa lui Ursu parcă a fost un pic prea tare, un pic prea puternică. Dar gafă mare în jocul celor de la Faru, să pierzi practic 6 oameni pe o repunere de portar, cu mâna e adevărat, dar să fii surprins cu 6 jucători acolo în careul advers. Lasă mingea Florin Ilie pentru fundașul lateral Bustea. Acesta va repune balonul de la margine. Din nou Ursu înapoi la Ilie și mai în spate pentru Melinte. Spinge Panait. Tot el acum încearcă să joace mingea pentru Canda, greu, pasează, a fost o pasă pentru Bodea, nu reușește să se descurce însă jucătorul Farului. A încercat pentru Patrick Petre, plecat pe un culoar bun, dar iarăși pasă prea puternică și ușor deviată. Ca de obicei se joacă pe sintetic aici la Arad, pe stadionul Motorul. Cei de la Farul au avut probleme, de fapt au acuzat gazonul sintetic, terenul sintetic de la Metaloglobus, stadionul din cartierul Pantelimon. Au spus că este de o calitate foarte proastă vis-a-vis de această suprafață de la Arad, Iani Zicu. Pentru că e un sintetic mult mai bun decât cel de la Metaloglobus, dar ideal ar fi fost să se joace pe gazon natural. Sigur că așa ar fi ideal să se joace peste tot. Lonin Ilie primește de la portarul Muțiu. Nu are cu cine juca, nu sunt oameni demarcați, nu sunt oameni care să-și caute poziții pe care să primească balonul. Ionuț Ursu, îi rămâne soluția pasei lungi, precisă pentru Canda, bună preluarea. Centrarea lui Canda, dar nu poți să-l joci cu asemenea baloane pe Patrick Petre, care probabil este cel mai scund jucător de la Farul. Degajat acest balon Melinte. Nu, a fost Florin Ilie. Din nou mingea îi revine lui Iacob. E un joc care îi convine Utei. Echipa care conduce, echipa care are tot interesul să se joace cât mai puțin și să aibă balonul în posesie cât mai mult timp, dacă e posibil asta. Bună pasa lui Ilie aici. L-a găsit pe Ciprian Rus, l-așteaptă pe Bustea, care i-a venit la învăluire, nu e offside. Bustea, 1-1 acolo, vine centrarea cu piciorul drept, balon care ajunge la Lorenzi în afara careului. Acesta joacă pentru Tomozei, șut atenuat de un fundaș al Farului. Să vedem replica echipei de la Malul Mării cu Patrick Petre, jucând în stânga pentru Canda, care ar putea să se folosească mai mult de această calitate pe care o are Canda, viteza. Ar trebui să abordeze mai mult duelurile 1-1 acolo cu Tomozei. Și a treia schimbare și ultima la Farul. Schimbare în formația Farul. Iese Patrick Petre. Patrick Petre părăsește terenul, intră numărul 11, Denis Hordoan. Denis Hordoan e cel care îl înlocuiește pe Patrick Petre, numărul 11. Iată, minutul
Până la jumătatea reprizei secunde, UTA a efectuat toate cele trei schimbări. Farul a efectuat toate cele trei schimbări. UTA încă n-a schimbat. Balint încă n-a schimbat. Repune Tomozei pentru formația gazdă. O face către Florin Iacob. Florin Ilie acum. Busteal caută pe Ursu. Autorul golului faultează însă Ursu. Căutat Ursu în duelul său cu Cană. Ursu extrem atipică, spuneam, joacă în stânga, jucător clar de picior drept, intră în centru și dă la poartă. Acolo în centru s-a găsit și la acel atac rapid al arădenilor, care a dus la deschiderea scorului. Aproximativ 18 metri, zonă centrală, de acolo a șutat și a marcat Octavian Ursu. Nu se fluieră nimic aici. Dumbia joacă în margine. Primește noul intrat, Hordoan. Hordoan pe centru, șutul lui Răzvan. Greu, dar Cluj a fost acolo cu echipier, cu Octavian Ursu, adversarul său de astăzi. Antoche la coechipierii săi. Ursu încearcă să treacă acolo de Lică, își lasă piciorul și cred că obține are un moment de întârziere acolo în care își lasă piciorul, se împiede. Această fază. Ursul îi spune, ok, dar n-am cerut fault. N-ai cerut, dar ai încercat să-l provoci. Bustea. Foarte bine, se descurcă la faza asta Florin Ilie. Din nou Ursu pentru Ciprian Rus. Ciprian Rus îl joacă pe poziție viitoare aici, pe Buhăceanu, care reușește totuși să intre în posesie. Vinge în centru și își face prea scurt acest balon Rus. O preluare puțin mai lungă i-ar fi adus balonul pe piciorul stâng, nu că ar da mai bine cu stângul, dar ar fi avut mult mai multă poartă, să zic așa, în față și spațiu de mișcare. Făcându-și această preluare scurtă, a fost nevoit să dea cu dreptul, pentru că pe pasul următor ar fi fost blocat de adversar. Încă un jucător accidentat. Pun pariu că este de la UTA. Nu, e de la Faru. Dar arădenii nu sunt genul de echipă care să tragă de timp. Iată, încă o dată fază mai devreme, spuneam, își face mingea prea scurt. Rus cu greu în spate. Nu are timp să controleze.
putea să folosească și un șpiț aici pentru colțul lung, dar sigur, e ușor de aici. Mai greu e acolo când trebuie să iei decizia într-o fracțiune de secundă. Pe eFortuna ai fotbal cu meciuri live și cote tentante pe cele mai tari evenimente. Intră și joacă pe eFortuna.ro. Un singur ecran, o lume de câștiguri. Dumbia l-am văzut în imagine. Noul intrat, Bodea, timidă Farul. În continuare este timidă în ofensivă. Ceva mai îndrăzneață decât în prima repriză, dar tot timiditate se cheamă. Ceea ce am văzut în jocul ofensiv al Constanțenilor. În sfârșit se reia jocul, le redau balonul adversarilor, cei de la Farul. Iacob aproape cu mâna pentru Ilie. Bustea, Ursu, la terenului de joc, le pune Cană. Uta, o echipă mai experimentată, mai bine așezată în teren, înainte de a fi mai experimentată, reușește să țină jocul departe de propria poartă. Preluare nu tocmai grozavă acolo pe fază ofensivă la Rădeni, Buhăceanu, care acum a coborât undeva spre mijlocul terenului la această fază. Canda întoarce, construcție totuși simplistă și fără pericol pentru poarta adversă a celor de la Farul. Nimic concret acolo în față. Încă o dată n-am văzut ca un jucător al Farului să caute duelul 1-1 cu adversarul. Haide, intră acolo! Haide! Joacă cele mai vlad-tastice jocuri, numai la Vlad Casino! Ce vă mai place, ruleta? Ilie Lorenzi, Diego Lorenzi. Balon trimis undeva foarte sus, acolo în dreapta, pentru Tomozei, care reușește să țină mingea în teren, dar... pentru adversar. Cană. O centrare direct în spatele porții, iar aici nu mai există scuza terenului prost că i-a sărit. Pe terenul ăsta nu-ți mai sare. Pur și simplu ține de lovirea balonului și de tehnica individuală. Dar remarcam mai devreme pe Diego Lorenzi, jucător care va împlini 30 de ani în ianuarie anul viitor, născut la Xanxere în Brazilia, dublă naționalitate braziliană și italiană. Jucător care a jucat pe la Lugano, în Elveția, America Minas Gerais, în țara natală, în Brazilia, Sampaio Corea, tot din Brazilia, Audax, de asemenea, din Brazilia, Luverdense, Santa Cruz, de acolo l-a luat Uta în vară, de la Santa Cruz, transfer bun al arădenilor. Am intrat în ultimul sfert de oră din timpul regulamentar.
Intră sub minge aici Bodea. Se complică însă apoi jucătorii Utei. Ilie reușește cumva să se descurce. Scoate la mijlocul terenului Lorenzi. Iată ce trecere a jucătorului italo-brazilian. O fier mijlocaș defensiv, dar tehnică individuală are. Tehnică bună. Ursu în flancul stâng, intervenție acolo acrobatică a lui Lică. Nu, nu este Lică, este Ionuț Ursu. Și acum Florin Ilie în afara terenului de joc. Nu se complică, foarte simplu joacă fundașii centrali ai Utei, dar la fel am văzut că se întâmplă și dincolo cu cei farului. Nu se complică, repede mingea în afara terenului dacă nu există soluție și iată, schimbă și Uta. În acest minut 79, Giusi Balin face prima schimbare din această întâlnire. Iese Isaac, Damian Isaac, intră Denis Hrezdac pentru formația arădeană. Intră în teren cu numărul 97, Denis Hrezdac, Hajduka! Dumbia primește acolo un umăr din partea adversarului și până la urmă, iată, se dă fault pentru farul. Da, cam prea vizibil acest umăr al lui Bustea. A complicat inutil cu această intervenție. Iată, practic le-a oferit balonul celor de la farul. Putea să pună mai ușor umărul și oricum l-ar fi dat la o parte pe Dumbia. Nu ar fi fost nici fault. Iată acolo trenulețul făcut de jucătorii de la farul. Prezenți în careul Utei. Canda se pregătește să execute, intervine însă Adrian Ilie și e bătaie mare acolo în careul formației gazdă. Da, nu prea ai cum să-ți, eu știu, rus la Dumbia, care e aproape cu un cap mai înalt. Însă și bătută rău lovitura asta liberă. Scapă Uta de această fază. Noul intrat la Arădeni, Hrezdac. Jucător tânăr, acest Hrezdac, noiembrie 2001 născut, adică luna asta a împlinit 18 ani, jucat și defensiv. Cam acolo, cam schimbarea asta a fost post pe post, deși pe Isaac l-am văzut și în față, dar tot acolo în zona mijlocașului central s-a schimbat. Dumbia, nu poți așa. Am văzut pe multe jucătorii Utei punându-și mâna pe coapsă să nu fie accentare. Nu este. Repune Tomozei, fundașul dreapta. Mai puțin de 10 minute din timpul regulamentar. Uta are 1-0 și pare să gestioneze fără probleme acest rezultat până acum. Farul nu a avut nicio situație importantă. Acum însă pătrundere frumoasă a fost pătrunderea lui Hordoan acolo. În sfârșit un jucător care încearcă să se ducă spre poartă. Hordoan cu piciorul stâng
Canda și Bodea nu reușesc să oprească această minge sau să o trimită spre poartă. Cum e posibil, mă gândesc, ca o echipă precum Farul, o echipă ca Farul care acasă joacă atât de avântat, care acasă are niște rezultate foarte bune, ce-i drept n-a prea dat de echipele tari acasă. Farul a jucat doar cu Petrolul, un egal, a fost egal și cu Mioveniul pe care am vins-o, a fost prima înfrângere a Mioveniului în acest sezon. Hey, cum e posibil ca acasă totuși să ataci, să joci, ai un joc atât de variat ofensiv, iar în deplasare să nu faci mai nimic? E drept, îi lipsește cel mai bun jucător al său în acest tur de campionat, Alexandru Stoica. Îi lipsește și vârful titular, Ionul Stoica. Oh, ce trecere aici! Ce acțiune individuală! A fost Buhăceanu, care însă nu reușește să mai paseze, nu reușește să se descurce odată ajuns la tușă, la marginea terenului. Da, Ionul Stoica, Alexandru Stoica, lipsește și Nicola, titularul postului de fundaș dreapta. Mai e problema și a terenului, poate neobișnuiți cei de la Farul cu acest sintetic, și numai asta e problema terenului, ci și faptul că aici terenul pare, sau este, senzația asta este un pic mai strâmt, mai închis cu tribunele astea aproape. La Constanța există și senzația de teren mai mare cu tribunele acelea departe de teren, cu pista de atletism. Dar nu cred că e vreo scuză pentru cei de la Farul, pentru prestația modestă din punct de vedere ofensiv și de astăzi. Încearcă să surprindă pe contraatac UTA. Ingem banda dreaptă, acolo este Buhăceanu, trece Buhăceanu, încearcă o cehortă cu coapsa, reușește să respingă această mingi și mai mult să o paseze bine. Din nou Buhăceanu, încă o dată, centrare însă în spatele porții. Și avem un jucător al UTEI la pământ. Pare a fi Ursu. Aici a căzut aripa celor de la UTA. 5 minute încă din această întâlnire plus prelungirile. Dar la cum joacă Farul, cred că se poate disputa meciul ăsta până mâine și constanțenii nu ajung să-și creeze vreo ocazie, nu să egaleze, să-și creeze vreo ocazie. Rezdac deposedat mai devreme, 18 ani, 1,82 m, jucător cu talie, promovează Puști Giusi Balint în echipa sa. Spuneam în deschiderea acestei transmisiuni că UTA a legitimat deja un jucător pentru sezonul de primăvară, Sofian Jebari de la Csíkszereda, un mijlocaș ofensiv marocan în vârstă de 24 de ani. Un decar. Nu se grăbesc care Denis să repună. Face Bustea. Dumbia, jucătorul care preia. Lică va pasa în spate? Nu. Iată, joacă pentru Antoche. Antoche, bună această minge pentru Canda. Nu e ieșit de vierea, oricum balonul gata să ajungă la Panait. Din acest clinch însă, cu acest carambol cu Tomozei, balonul revine a rădenilor.
Repus lung Tomozei. Greșit acolo. Nu a ieșit pasa lui Oroian. S-a văzut mult mai puțin Oroian în această parte a doua, chiar dacă el a dat pasa de gol. El a fost acolo cu pasa decisivă pentru Ursul. Da, încă o schimbare la Arădeni. Iese Ciprian Rus, capitanul echipei, și intră Alexandru Ioniță, fost un jucător al Rapidului, fost un jucător al lui FC Köln. Numărul 19, Cipri Rus. Intră în teren cu numărul 9, Alexandru Ioniță. Haide, Uda! Da, iată-l pe Ioniță. A jucat în sezonul precedent, în returul precedent, și ultima parte a turului la Znagov, la Sportul Znagov. Dus acolo, adus acolo de Giusi Balin, care pregătea la vremea respectivă Znagovul. Bine, prima parte a sezonului, pe campionat început a venit Ioniță, s-a dus Ioniță la Znagov. Apoi Balin a plecat la Metaloglobus, Ioniță a rămas, a jucat și în retur la Znagov, a marcat și acolo goluri, a fost golgheterul echipei. Hai să vedem această fază cu Buhăceanu, e jucător de viteză. Buhăceanu intră în care înțeapă mingea asta spre colțul lung, însă trimite pe lângă poartă Buhăceanu. Jucător de viteză, dar în momentul în care se lansează în curs, atunci capătă viteza. Nu e jucător cu viteză de reacție grozavă, dar în ce privește viteza de deplasare, da. Am văzut aici și a depășit adversarul direct. Can acum. Centrare înaltă spre careul lui Iacob. Minge pe care o pasează Hrezdeac. Ursul 1-1 cu Cană, nu se duce în dribling, așteaptă, se întoarce cu acest balon. Da, vor căuta să țină de mingea Rădinii. Diego Lorenzi din nou pentru Ursul, care, iată, nu-l depășește pe Hordoan. Puteți de reacție bună și a lui Hordoan. S-a proptit aici Ilie în adversar, în Bodea, care mi se pare un jucător absolut normal, să zic așa, absolut fără nimic, absolut banal. Sigur, s-a văzut puțin, a jucat puțin, a intrat pe parcursul reprisei secunde, ba nu, cred că a intrat la pauză, da, la pauză a intrat Bodea, dar n-a reușit nimic, a alergat de colo-colo. Dar nu numai el, ci și alți jucători ai Falului, în special cei din față, asta au făcut, au alergat de colo-colo, fără nimic palpabil. Canda, singurul jucător din cei patru, așa zis, și ofensivei Falului, care a rămas pe teren până la finalul partidei. Vedem contraatacul Utei, balon pe care Buhăceanu îl ia lui Melinte. Oricum poate face mai mult Buhăceanu cu mingea asta pe fază ofensivă. A ieșit însă cu balonul în afara terenului de joc. 4 minute suplimentare s-au arătat de la margine. Unul aproape s-a dus. Anait minge până în brațele lui Iacob, care spune că are probleme cu soarele care intră în ochi. Da, Ilie căzut în propriul careu. Și cred că este o problemă la coapsă pentru Florin Ilie.
foarte aproape de victorie, Utah. O victorie care ar duce acum la 35 de puncte, la număr egal de partide cu Mioveniul, cu Rapidul, cu Petrolul și cu Turis. La 4 puncte de Mioveni și de Rapid, care au 31 de puncte la acest rezultat 1-0 Utah. Cred că va ieși, da, Florin Ilie, și ar putea fi o problemă nu pentru partida asta, ci pentru partidele viitoare ale arădenilor. Dar nu-și găsește tricoul, cred, acolo, jucătorul care stătea să intre, ciudat, la nivelul ăsta. Aș lua un club serios cum este Utah. Era o neînțelegere acolo pe bancă, probabil ori legată de tricou, ori de cine intră. Încă o minge aruncată spre careul advers de către Cană. Lică a ajuns vârf, fundașul central al Farului. Panait, toate mingile în față, buf! Și după ea, fault aici la Candau, un fault tactic făcut în jumătate adversă. Și da, cred că, iată, va ieși Ilie. E un jucător la marginea terenului care va intra pentru UTA. Probabil vom avea un minus suplimentar față de cele patru arătate inițial. Nu iese Florin Ilie, iese Buhăceanu. Iese Buhăceanu și intră Romariu Moise. E băgat așa la schimbare tactică. Goluri foarte spectaculoase marcate în acest sezon de Romariu Moise. Totuși îl bagi în minutul 90 plus 4.